Acum a revistă. Da. Ei, de ce se vede? Se vede altă report, gata. Da. Deci să înțelegem așa. Reluăm un pic exercițiul de început, pentru că mi-e foarte deosebit de interesant. Vreau să zic că pe o masă se află cartonașii cu numele 1, 3, 7, 4, 6, 8, 9, până la 16, pe care le și vedeți voi, dragilor. 9 cartonași. 9 cartonași. Doi copii, Victor și Gabi, iau câte 4 din acestea. Deci câte 4. Ei bine, când adună numele de pe cartonașii lor, constată că Victor are de 3 ori numărul de cartonașe, de 3 ori suma numerelor de pe cartonașe. Fiecare deci îi face suma și suma lui Victor e 3 ori mai mare de a lui Gabi. Da? Și acum, întrebarea este, ce cartonaș a rămas pe masă? Noi am gândit destul de interesant să găsim toată suma, așa spre cap cu toții, amândoi, și să împărțim la 4, că sunt 4 segmente, Gabi are așa și asta de 3 ori. Să vedem cât îi reprezintă un singur segment. Și restul, am vrut noi, restul să-l surprinde pe tablă. Nu l-am vrut. Restul când am căutat nu era pe tablă. Voi să fie. Foarte dificil. Noi doi, cu ce ne facem? Am intrat în panică, să spun pe cea de-a. Da. În prima fază am intrat în panică. De aceea, în etapa a doua, când am mai analizat, am înțeles că un multiplu de 4 ne trebuie. 68 era primul multiplu de 4 care oferea restul 2. Da. Un alt multiplu de 4 mai mic decât 68. Adică 64. 4-16, că am găsit 4-17. Așa. Deci un alt multiplu imediat mai mic decât 68 este 64. Și până la 70, 6. 6 este pe tablă. 6 este pe tablă, sunt încântat. Corect. Îmi place aici. Acum, problema are soluții, are rezolvare și merită să mă ocup și să constat dacă este așa. Care sunt cele 4 care sunt la Gabi și care sunt la Victor. Dacă n-ar fi fost nici 6, spuneam în discuția de mai înainte, mergeam mai puțin. Adică la 60. 15, 60. Până când restul respectiv îl întâlnea pe tablă. Corect. Ați înțeles? Da? Asta a fost ideea importantă. Așa că, cum am vedat, ca suma, cum am văzut-o și noi, 2 nu aparține acolo, ce trist suntem. Atunci, ne gândim la suma mai mică, multiplu de 4, 4, 16 plus 6. 6 este mulțime. Și acum, Victor are, asta vreau să vedem noi, Victor și pe urmă Gabi. Mai întâi Gabi, să zicem. Gabi are cartonașele 1, 3, 4, 8. 1, 3, 4 și 8. Și 8. Suma este Victor. Gabi egal cu 16. 12. Iar Victor va avea 12. 9, 11, 12, 16. 9, 11, 16. 9, 11, 16. 9, 11, 16. Și 16. Celelalte 4 cartonașe. Celelalte 4 cartonașe și perfect. 4, aici suma lui Victor egal cu 48. Și terminat problema. Foarte tare. Cât este ceasul? E 6. 6, da. Bun. Ștergem și mergem la următorul exercițiu. Deci, vreau să spun că am întâlnit aceste exercițiu care ne-a solicitat să o recunoaștem. Da, nu ne-am gândit repede în prima fază, așa și noi. Deci, am avut momentul acela de analiză mai atentă și... N-am abandonat. N-am abandonat. Asta este esențial. De fapt, nu-i soluția de abandon. Când te gândești să abandonezi un exercițiu, nu mai șase. Deci trebuie să stai pe el, să insiști, să vezi ce chestie interesantă. 18 de la 154. Deci miezul problemei a fost să duci la multiplul de 4 mai mic. Jos. Asta a fost. Da? Foarte. Deci cum spuneam? 18 de la 154. 18 de la 154. Oh, dar e geometria acum. Da? Hai să zicem geometrie. Trebuia să... Acum am văzut că e geometrie. Nu poate să-i așa cu bunința. Da.
să zicem... Lăsăm așa, domnule, să nu mai rupem. Nu mai rupem, că e mică asta. Exact. Geometrie. Scoateți algebra. Da. Geometrie. Geometrie. Te rog. Se dă segmentul AB de lungime 160 cm. AB, segmentul AB. Egal 160 cm. Deci AB egal cu 160 cm. Calculați AM4, M de 4, știind că AM4 M4, așa, indice 4. Așa. Așa. Știm că M indice 1 este mijlocul lui AB. M indice 1 este mijlocul segmentului AB. AB segment să-l faceți. Mijlocul lui AB. Pătrat. Așa, așa. Paranteze pătrate. Da, împărțirea da. 2. Marti? Deci M1 este mijlocul AB, M2 o este mijlocul. Mijlocul. Când se zice pe... AB împărțile A, M1 egal cu... Așa. M1B. A, M1. Segmentul AM1. Este egal. Mi se pare că așa trebuie spus de data asta, numai segmentul, lungimea segmentului. Da, este egal cu... Nu, nu pune așa. Și acum spunem AM1 așa? AM1 segment. Pătrate. Așa cum? Da, da, da. AM1 egal, așa spune. AM1 egal cu... Egal cu bine, ei nu zic, ziceți dumneavoastră acum, că așa vreți să ziceți. Da. Vreau să facem precizările următoare. Când zic segment, înțeleg toate punctele și le pun întrebare așa. E mulțimea punctelor de aici până aici. Păi da, dar AM1 e la mijloc. Iar în notații, când o să spunem AM1 așa, înțelegem uneori dreapta, dreapta respectivă, dar înțelegem... Dreapta, nu-i segment. Asta e dreapta, segmentul. Segmentul când e paranteză pătrată. Așa. Asta e mulțimea punctelor. Dar dacă mă refer la lungimea segmentului, trebuie să fie o altă notație. Lungimea segmentului o notează cu paranteză pătrată. Pentru că zice AB de lungime 160. Și AB în paranteză pătrată, domnule. Așa nu zice. Te dă segmentul AB în paranteză pătrată de lungime 160. Deci AB egal cu 160 cm. Merge așa, da. Mergem așa. Deci nimic AB, spuneți? Da. AM1 egal cu... Măsura, uneori poți să spun măsura sau lungimea lui AM, dar dacă sunt înțelim așa, da. Egal cu 160, da? Centimetri. AB e 160. Aici este egal cu jumătate din AB, 80. Deci 80. 80 cm. Se vezi cu o altă făcutură, domnule. Da. 80. Dacă vreți așa. A, M1 80 cm. Bun. M1 este mijlocul lui AM2. M1, mijlocul lui A... Nu M1. Okay. M2. M2 este mijlocul lui AM1. M2, mijloc... Lua M1. Haideți să scriem zic, doar informația lor. Lua M1. M1. Segment. Așa. M3, mijlocul lui AM2. Iar M4 este mijlocul lui AM3. M4, mijlocul AM3. AM3. Și mai citesc o dată acum problema. Vedeți, se dă segmentul AB de lungime 160 cm. Calculați AM4 știind că M1 este mijlocul lui AB. Hai să-l facem și noi. Hai să facem mai mare, mai lung. Atenție, facem și vorbim mai lung. Da? AB. M1 mijlocul lui aici este AB. M1. Bun. M2 este mijlocul lui AM1. Aici. Uitați. Împărțim acum iar. M2. M3 este mijlocul lui AM2. M3. Iar M4 este mijlocul lui AM3. Așa. M3, domnul. Aici punem M3 aici, M4 de vesul, da? Și M4 acum iar acolo. Ăla M4. E asta este punctul care mă interesează. Da, M4. Și să-l calculăm pe AM4. AM4 cu cine este? Haide, scrii simplu. Păi... Zi, Davide. AM1 este 80 de centimetri. AM1 este 80 cm, ai zis bine. Și ca să-l aflăm pe M, știm că M2 este mijlocul lui AM1, atunci M2 este 80 cm. AM2 este? AM2 este egal cu 40 de cm. 40, corect. Așa. Faceți cu altă culoare, da. Avem culor. AM2 40. Bun. 40. Bun.
40 și știm că e între iar în mijloc. Între iar în mijloc, adică A între 20. 20. A între este 20. Facem pagul la A între egal 20, așa. De atunci A în 4 egal cu 10. 10, e în 4 în mijloc. Atunci asta de aici. Ai înțeles? Da. 10. Practic trebuia să ai un desert care să fie bun, ca să poți să faci aici. Da, deci pur și simplu trebuie să împarți. Dacă ești jucat și jucat, tot împarți. Adevărul, îmi putea să și da. Așa. I am păi asta e ipoteza care a scris-o de un profesor. I am 4 e concluzia, e egal cu 5. I am 4 este egal cu 160. Da? 60. Supra 2 la 4. S-au făcut două operații, 4 operații de aștept jumătățile. Da? Sunt 4 operații. 1, 2, 3 și a 4. Și face 160 supra 16 și egal cu 10. Da? Deci așa putem redacta, pentru că am făcut etapa asta de jumătățire de 4 ori. Corect. Un M1, în mijloc, M2, M3 și M4. Și de fiecare dată s-o înjumătățit suma. S-o înjumătățit suma. 2 la 4. Câți pași am făcut? De 4 ori am făcut. Am înjumătățit de 4 ori. Și atunci zicem că M1 egal cu 60, da? Frumos. Altă 19 de la pagina 154. Ce spune? Fi AB egal cu 7 cm. Ipoteza, avem AB 7. AC 4 cm. BC 11. A. Arătați că ABC sunt coliniare. În concluzie, la amic. Să arătăm amic. Da, ABC coliniare. Păi, așteptați. Și la B, dacă O aparține lui AB, și OM egal cu 3 cm. OM egal 3 cm. M este mijlocul lui AC, segmentul lui AC. M mijloc lui AC. Aflați lungimea segmentului OB. Atunci OB egal cu cine? Corect. Asta e problema. Ia să vedem cât e și 18. Și 11. Da. Întâi ABC coliniare. Păi coliniare înseamnă să fie pe aceeași dreaptă. Da. Păi asta înseamnă că putem să facem că AB e 7 cm și facem un segment de 7 cm. Bun. Deci desenez un centimetru în AB. Facem întâi pe AB, ea zice. AB din 7. Ăla e zicem că e 7. Așa. Și pe la... De la A la C. Și de la A la C sunt 4 cm. Adică undeva pe la puțin mai mult de jumătate segmentului îl punem pe C. Deci, de la A la C, dar eu mă duc și așa. Exact. Ele trebuie să fie coliniare. Nu, să ajungeți coliniare. Să ajungem noi că sunt coliniare, să demonstrăm asta. Domnul profesor zice, de ce să nu pună picea acolo de 4 cm? Păi ca să arătăm că sunt coliniare. Păi, se rezulte asta. Nu le pune o coliniare și arăt că sunt coliniare. Exact. Nu le punem noi pe aceeași dreaptă și zicem că sunt coliniare. Păi... Zic la mine. Tu cum ai făcut? Că ai zis că ai făcut AU. Eu am făcut dreapta. Am făcut dreapta de 18 cm. BC-ul am făcut. BC-ul, pentru că e cea mai mare valoare. Așa. Da. După aceea l-am pus pe 4 lângă C. Iar C este de 4 cm. Și pe A l-am pus mai departe de B. Ca să fie 7 cm. După aceea am scris că... Asta a cum N-am pus că... Cum să fie BC de 11 cm? Pentru că e cea mai mare. Deci așa scrie acolo, AB... AB 7. Adică scrie BC de 11 cm. Așa scrie, fără paranteze, fără nimic. Da, AB de 7. Da. Vezi că nu pui deloc, înțelegi fie dreapta, fie lungimea segmentului. Asta-i. Acum ați înțeles de ce? Da. Nu doream să pun așa, în paranteză. Da, dar aici e liber. AB 7. Păi așa. Când ne referim la lungimea, nu, când ne referim la lungimea segmentului. Așa ar trebui. Deci dacă zicem așa, segmentul AB, înțelegem toate punctele
de la A până la B. Adică din mulțimea punctelor planului, înțelegem punctele astea puse pe păi, e o mulțime. Când ne referim la lungimea segmentului ca mărime, zicem AB. AB egal cu 7 cm. Dar tot segment. Da? Dar ce este referire la segmentul AB. Când zic AB simplu așa, e dreapta AB. Nu mai spun egal cu aha. Cât. Când ne referim la lungimea segmentului, se subînțelege că am spus egal cu atâția centimetri la segmentul respectiv. Nu poate fi dreapta de lungime 7 cm. Asta e clar, domn profesor, da? Deci da, segmentul din lungimea respectivă. Da. Și acum mă întorc. AB egal 7, AC egal cu 4 și BC egal cu 11. Sigur așa este, da? Da. Păi e ciudat pentru că dacă AC... AB 7, AC 4, BC 11. AC este... AC cred că e cea mai mare. Adică de la A la C e cea mai mare... Așa, așa mai și e să fie 4 da. Centimetri și apoi de la așa BC. Așa trebuie, dacă e dat așa, ia uitați cum e dat. AC cred că ar trebui să fie 11 cm, de la A la C este cea mai mare. Dar tot timpul greșesc, domnul profesor, așa că da. Deci trebuie să vedem că aici este dat o greșeală. Da. Deci de la A la C, cea mai mare. Ar trebui să fie 11 cm, că de la A la C e cea mai mare distanță. Și BC să fie 4. Păi da. Așa. A, C, și BC. BC egal cu 4. Așa. Ei, acum, da, să începem să gândim problema. Hai să o gândim, copii. Deci, faci un cel mai lung segment, a spus AC, da? Una, doi, alta. Unu, doi, uitați. AC. AC. AB. De cât asta a spus, de 11, da? AB eu pot să fac și așa. AB. Da. Nimeni nu mă obligă să mă duc pe iar. Da. AB este egal cu cine? Cu? Se spune acolo cu 7, da? 7. Și BC da. E egal cu... Hai, nu prea pot și dar mai contează. Vă cam ieșit egal. Invers. Trebuia să fie asta mai lung de să zic așa. Da. Da. Uite așa. Așa e corect. 7 și 4. 7 și 4. Corect. Puneți B acum acolo, jur. Aici B. Da. Ei, iată că în situația asta nu-s coordinare. Corect. Dacă sunt trei lungimi, asta nu înseamnă că sunt... Deci trei mărimi acum nu apare că sunt... Coordinare. Că sunt pe aceeași dreaptă puncte. Voi când ați luat pe aceeași dreaptă și ați arătat că pe aceeași dreaptă, este ghișciber că ce? Trebuie să ajungem neapărat că B-ul ăsta nu are nicio șansă decât dacă se localizează aici. Nu în altă parte. Deci din desenul ăsta trebuie să trimitem că B-ul aici trebuie să fie fixat. Cum facem? Adică... Păi... Dacă o luăm așa, B-ul acela, cele două liniuțe gen, de la primul, cele două de jos, ar fi AC. Deci, faptul că ăsta e 7 și ăsta e 4, 7 și cu 4 fac 11 și acoperi exact lungimea asta. Da, da. Da? Din cauza asta, nu se poate ca B-ul să fie mai sus sau mai jos. Că dacă B-ul nu e aici exact, el în timpul ăsta, A, B, plus B, ce nu mai face 17? Nu mai face 17. Face mai mult decât 11. Deci, insist. Faptul că A, B plus B, C era cu A, C. Așa și redactăm. Da. Ori, se știe totdeauna când, dacă B, deci dacă B, dacă B nu aparține, așa nu se găsește pe A, C. Dacă B nu aparține lui AC. Pe dreapta AC. B nu se găsește pe dreapta AC. Atunci A, B, AC. Atunci rezultă că AB plus BC. AB plus BC ca lungime. Mai mare decât AC. Mai mare decât AC. Mai mare decât AC. Și asta nu e posibil. Cum AB plus BC? Cum? Așa scrie. Cum AB plus BC? AB plus BC. Egal cu AC și egal cu 11. Rezultă din asta. Rezultă că AB
ce? Ce colimiare. Da? AB ce colimiare. Deci, cum era acum? Deci dacă B n-ar fi acolo, atunci suma AB plus BC este mai mare decât AC. Ar trebui să fie mai mare decât 11, decât AC, da. Da? Și cum la noi e chiar egal, n-ai tu B-ul ce face, decât să te stai exact pe AC. Pe ce aș linie. Da? Pe dreapta respectivă. Și atunci AB ce sunt coliniare. Și așa rezultă pe coliniare. Altfel tu, ca desen care, și construcții, spuneți, mi-am luat în compas segmentul acesta. Mi-am luat în compas pe 7 cm, am tras un arc de cer. Sorint aici. Ce mi-a rămas? Mi-a rămas exact de 4, care e suma respectivă, care conduce la 11. Și te mate ești. Da, mai există și B. Da? Dacă O aparține lui AB. Dacă O aparține lui AB. Un pic. O e pe AB. AB. Acum facem. Da, B-ul e acolo. Știm, am clarificat pe B-ul este. Da. Dar e unde mânc. Acum, dragă, acum, dacă O este pe A, B, A, B. Și O, M, o secundă, este mișto. Deci știm că ăsta e de 7, am fixat, da, deci O este de 4. Și O este pe A, B, asta pe undeva la cât. O e mijlocul lui AC. E mijlocul AC. A, C, e la mijloc. Mijlocul lui AC, pe aici undeva, este cine? M, nu? M. Și O să luăm undeva. O să luăm așa pe el. Mijlocul lui AC, ce vă trebuie domnul ăsta? Deci, refer de cealaltă care au zis. Așa de asta. Deci, O, l-am spus că M este mijlocul lui AC, O, aparține, așa încât O, M, O, M, să fie egal cu 3 cm. O, de la O la M. Și O e pe AB. O e pe AB. AB. B. Păi de la A la M cât avem? Da, A la M este deja știut de 3, nu e de 5,5. Că e 11 toate. Împărțit în două, 5,5. Dar mă, nu trebuie să fie între... Trebuie să fie la mijloc. M este mijlocul lui AC. M e mijlocul segmentului AC, Davide. Dacă AC e de 11, vezi că problema era dată greșit. Am rectificat aici BC-ul cu AC-ul. AC-ul e de 11, Davide. AC-ul e de 11. Pentru că spune că O trebuie să aparțină lui AB, trebuie să-l punem pe O, cum ar fi la 3 cm distanță de mână, nu? Deci, de la A la M e 5,5, da. Atunci undeva... Asta e deci, așa... Da. Asta e de 5,5. Cu altă culoare ce să faci, ca da, de 5,5. Da. Asta este. Aia e de 5,5, trebuie să o luăm pe O. O e să fie de 3 cm. Exact de 3. Dacă A e de 5,5, de la A la B cât era? 7. Aia e cât? E 1,5. MB. MB e de 1,5. Și așa mai luăm 1,5 în partea asta altă. Așa, am făcut-o de... M mijlocul lui OB. M mijlocul lui OB. Da? O. Deci aici dacă mai luăm încă 1,5. Da? Aia e de 4. Asta e poziția punctului O. Nu? Aici e poziția punctului O. O. A, O e de 4. A, O e de 4 atunci, copii. Da, au rămas 5,5 minute, deci de 4 cm. Da. Încă o dată pentru ei, domn profesor, acum. Așa. Am înțeles. Ei vor OB, cât e? OB? Da, OB. Segmentul OB. A, păi dacă e de la O până la, de la O până la M, să... 2,75. De unde ai scos-o tu? Păi da, dacă stai puțin, păi dacă e A, nu că e la jumătate. Tot AB e 7. Deci tot AB e 7, așa, da. Și A, O e 4, eu de fapt și-a scris. Am înțeles, da. Așa. Am OB cât e? OB, dacă ai acolo 1,5. 7 minus 4? Tot AB e 7. 3 cm. 3 cm. Da. 1,5. 3 cm, da. Deci a apărut pe... OB. OB. Dacă m-am întrebat și dacă îi scrie, dar...
3 cm. Și 23. 23. Nu știu. Dar ce zici că nu plec? Că vine ea, nu știu când vine, ia știu că tot la ședință. Haideți să vorbesc. Da, vorbești. Și te pun pe la română, că n-ai gândit. Așa. Deci, haide, David, hai să înțelegi problema. O aparține lui A, B. Am înțeles. Da? Lui A, B. Am 3,5 cm. Deci A, M este cât? 3,5 cm. 3,5 cm, de ce am? Este... Dacă mâi în mijlocul lui AC... A, M cât e? Dar oare și doamna? A, M e... A, M e... 5,5. De jumătatea lui M. De acolo ce-a scris? Asta nu știu, Zice ta creza. Ardealului. Ardealului, fii atentă, și eu ți-e spui piesa care și zic Ardealului. Bloc 4, scara ce? Ardealului e foarte, fii atentă, eu ies pe hol și zic să ajungi. Fiți atentă, da. Explicația domnului profesor. Am făcut ceva, trebuie să ne credeți să ne vedem. Nu sunt acolo 5,5 unde a scris filosofie. 5,5 roșu, că e toată aceea de 11. Adică tot acolo, când ați făcut săgeata în sus, e 5,5, da, nu? Da, 5,5, pentru că e și 11 toată împărțit la 2, 5,5. 5,5, nu? Da. Acum ai înțeles ce este, nu? Da, pentru că eu am văzut 3,5. Am înțeles, am înțeles. De asta. Bun. Deci, O este pe AB. O se află pe AB. OM este de 3 cm. OM este de 3 cm. Să nu înțeleg doamna scoasă. Da, acum am pus-o. Că s-a plecat acolo și dacă a lipsit. Da. Că e imediat ajunge. Scălau, mă, dar sunt nici atenția. Problema asta e foarte faină, dar trebuie doar să fiți atenți. Da? Eu am înțeles acolo chiar la 3,5 de asta. Că am scris 3,5 și mi se pare 3 în loc de 5. Dar fiți atenți. Noi știm că... Poți coboară acolo. Da. Ziceți, voi vorbim de Cristina și imediat un jeep negru. Înțelegi tu? Da. Nu, nu mi-a la Cristina. Cristina vine, un jeep negru. Am lăsat adresa, așa, un jeep negru și da. Eu le-am explicat mi-a la. Mercedes. Acum vine. Da. Atenție! Haideți urmăriți un pic problema, că e foarte interesantă pentru voi. Haideți să vedem. Deci o... La punctul B avem așa, că O este pe AB. O este pe dreapta AB. N-am știut unde să o punem. Nu știam unde să o punem pe O. Însă ne dă o informație că OM este de mărime 3 cm. Iar n-am știut unde să... Nu știam. Putem să... Nu știam despre M cine este. Exact. M mijlocul la C. De aici pornim. Deci mai întâi îl luăm pe M mijlocul lui AC. Cum AC tot era de 11. Îl împărțim la 2. Și 5,5. Da, dar știam unde-i mâna. Deci pe mâna am localizat că e mijlocul AC. Dacă știm pe M, acum despre O, care e mijlocul, ori este de lungime, OM spune de 3 cm, OM de 3 cm, atenție, OM e de 3 cm. Da, adică de la... În clipa asta, eu îl putem duce. OM e de 3? Așa spune. Păi atunci noi nu avem cum să percem că OB e de 3. Ce am calculat? Nu știu. Problema este de 3. O luăm din nou. Asta l-am gândit. Atenție, hai. M era în mijlocul, da? Asta l-am putut localiza. O putea fi făcut fi în stânga, fi în dreapta. Da. Încât să pune 3 cm, că aveam spațiu. M, O... M-O în stânga mă duceam cât? M-O mă duceam 3 cm în partea asta și din 5,5 mă puteam lipi. Și M-O în partea cealaltă mă duceam iarăși de 3 cm, că aveam unde să mă duc.
B-ul, știi, mai țineți minte cât era BC-ul? E 4, scrie. BC este 4. De la M până la B, cât am? Dacă ne amintim, la un moment dat era 4 și cu 7, da? 7 era AB-ul. Bun. 5,5 este aici. Și până la 7, am 1,5. Da? Și atunci, M-O putea să fie mai în partea asta. O în partea aceea? Dincolo de B. Dai pe AB. E M... O e pe AB. O aparține lui AB. Și O de ce 4 cm? Așa. O e pe AB. AB, atunci mă localizez numai în partea asta. Mă obligă să mă duc numai în partea stângă. Corect. Și cum zici că M este de 3 cm, de aici mă duc. Atenție, copii. Deci mă duc 3. La M în stânga de 3 cm. Da, ăla e 3. Deci înseamnă că în partea cealaltă nu mă duceam, nu puteam să mă duc, că depășeam. Corect. Pe B, nu mai eram în segmentul AB. Și atunci neapărat O este de la A până la M. De la A până la M, nu? Pe O, M este de 3 cm. Da. Și din 5,5 scad pe 3 cm și atunci 2,5 va fi AO. Nu? Și bine mă întreabă cât este OB. Răspunsul corect, OB este 3 ăsta, MO. Da? Hai să facem. Da. Să reluăm din nou. Da. Cât îți facem? Da. Deci facem gura. Facem că n-am urmări cu atenție, da? Ceva n-a scotat. Mai zic, Mario, ca să fiu atent un pic. Descrie la română, hai. Deci, facem segmentul AC, am zis 11. AC. C. Bun. Acum, BC 4, AB 7. 7. BO este aici. Da. 7 și 4 aici, da? Da. Bun. Bun. M este mijlocului... M este mijlocul AC. Lua AC. M aici este. Aici. Da, vedeți, faceți-ne o figură, da? M este da, mijlocul AC. Bun. E 5,5. A, M egal cu M, C și egal cu 5,5. A, M, M egal cu M, fără C, și egal cu 5,5 cm. Vedeți, doar de pus niște puncte pe dreapta. Așa. OM. OM este așa, de 3 cm. Da. Acum, pe O pot să mă duc aici. Sau pe O mă pot duce și în partea aceea. Nu, poate pe AB. În clipa în care îndrăznesc să mă gândesc că ar fi O în partea asta. Nu este cale. Pică pentru că, fiind de 3 cm, depășesc lungimea acestuia care e de la... Cât am zis noi? O e pe AB. B-ul este... O e pe AB. Dar ca să justificăm, de la M până la B, aș mai avea de la 5,5, cât am până aici, până la 7, 1,5. Da. Acolo și 1,5 până la 3, depășesc mă de o parte cealaltă. Corect. Deci O nu aparține. E pe AB. El este pe AB și atunci O este în partea asta. Da. Obligatoriu O este, cu M, O este de 3 cm, așa spune problema. OM e de 3. OM e de 3. Așa. Deci OM... O. Așa e de 3 cm. 3 cm. Iar cât privește OB care mă întreabă pe mine... Atunci să calculăm OB. Atunci am 3, da, și plus ăsta. 1,5. 3 și plus 1,5 și 1,5. 3 și 4,5. Cm. Deci... 3. 3 este asta. OM-ul e 3, dar e problemă, Davide. Scrie, da. Cum OM-ul e egal cu 3? Nu, OB. OB, OB este da. Egal cu OM plus MB. Da, MB. Și egal cu... OM este dat de 3, știu. 3, e problemă. Plus... Adică OB e 6. Nu, nu, nu știm. M, B, îl știm, pentru că A, B, îl știm că e 7, minus A, M, care e 5,5. Deci, știm, ori facem așa, ori facem din partea asta altă.
5,5 minus 4. Adică 1,5. Deci MB egal cu 5,5 minus 4 și egal cu 1,5 cm, da? Și atunci OB, care înseamnă OM plus MB, egal cu 3 plus 1,5. Adică 4,5 cm. Și iată cum am reușit să calculăm și pe OB. Asta cerea problemă, să aflăm pe OB. Mai vedem o dată. A fost interesant aici excluderea variantei lui O să se ducă dincolo de B, pentru că neapărat era doar pe segmentul acesta, da? Dincolo se poate. Păi 18-34, vezi, coborâți, da? Da, da. Facem sinteză? Dacă vine... Avem una atunci. Vine Cristina. Da. Are o problemă? Da, are o problemă. Păi dacă este timp, mai facem. Face apoi. Primul oară, poate. Nu știu, dar ea nu mai are până luni, mare. Dar aveți timp să o... La gecă... La lunea geometrie. Problema următoare. David, în tema ta. 20, de la pagina 154. Deci problema... 20, de la 154. Pe o dreaptă D se consideră în această ordine punctele A, B, C și D. Deci pe o dreaptă D face dreapta de mi și punctele în această ordine A, B, C și D. A, B, B, C și D. C și D. Arătați că A, D și B, C au același mijloc, dacă și numai dacă, A, B congruent cu C, D. A, B și B, C și B, C au același mijloc, dacă și numai dacă, dacă și numai dacă... AB congruent cu CD. AB congruent cu CD. Segment. Da. AB, da. CD congruent cu CD. Da. Ca să înțelegeți semnificația, când zic AB, înseamnă toate punctele. De la A până la B. CD, toate punctele. Nu pot să spun că mulțimea asta e egală cu mulțimea celălalt. Că sunt alte puncte într-o parte și alte puncte într-alta. Atunci zic congruent. Din motivul ăsta au băgat trei linii. Asta, asta e justificarea. Aici sunt două probleme. Odată, când mergem cu AB pică CD și arătăm că mijlocul coincide și invers. Dacă este același mijloc, atunci coincide. Noi să mergem cu partea asta. Deci mergem cu sensul ăsta, adică AB. Plecăm de la asta, AB congruent cu CD. Congruent cu CD. CD. Facem acum o dreaptă D pe care îi punem așa. Și punem această situație. Deci, dreapta D, pe care luăm punctele A, B, C și D, așa încât A, B, și apoi C și D. Da? A, B, C și D. Noi știm că A, B e congruent cu C, D. Exact. Știm asta luată în ipoteză. Și trebuie să arătăm că mijlocul lui e... A, D și B, C au același A, mijloc. A, D, tot A, D-ul și cu C, D-ul. Imediat. A, D-ul și cu C, B-ul au același mijloc, nu? Da. A, D și cu C, da. Ei, povestea este simplă. Atenția, pentru că în clipa asta, ca să spun că mijlocul lui AD e același cu mijlocul lui BC, nu așa, asta trebuie să... Da, 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 da. Așa. Gândesc în felul următor. Mijlocul lui AD tot așa, e pe aici undeva într-un punct, IM, cu calitatea că AIM e jumătate din segmentul ăsta. Corect. Iar ca să fie în mijlocul lui BC, ar trebui ca BM să fie jumătatea lui BC. Ce? Și îl vedem așa, că BM egal cu cine? BM
egal cu BC pe 2, da? Ca să vedem, BC supra 2. Mă gândesc la lungimea secantului, da? Și egal mai departe cu tot am minus AB. Că pentru a obține pe cine? Pe... eu știu că BM este cât BC pe 2. Dar BC poate să fie tot BD-ul, minus 2 de AD AB. Tot de AD minus de 2 de AB. Așa. Deci e egal mai departe cu AD minus de 2 ori AB. Și egal mai departe, loc de 2, de 2 ori AD, pot să spun 2 de AD AM egal cu 2 AM, da? 2 AM minus 2 AD, AB, AB. 2 AB, da, da, 2 AB pe 2. Scotăm pe 2 în factor comun, da, de aici, 2 pe lângă AM minus AB supra 2. Și asta înseamnă AM minus AB înseamnă BM. Da? Înseamnă chiar BM. Și iată că am ajuns la BM aceeași lucru. Exact. Deci felul ăsta am arătat că M este același. Ca să încheiați, faceți de la geometrie. Să vedem, nu mai fac, nu am timp. Bine. Ce să spunem aici? A fost drepte și plane, simetric unui punct față, da, simetric unui punct față unui punct. Lungimea unui segment. Exact. Mijlocul unui segment. Exact.